Sala de spectacole a Centrului Cultural Aurel Stroie din Bușteni a găzduit un recital omagial 1 decembrie, organizat împreună cu Muzeul Național George Enescu din București și Fundația Culturală Pro Piano România. Pe scenă au evoluat 30 de tineri muzicieni, pianiști, membri ai Fundației Culturale Pro Piano România, toți laureați ai diferitelor concursuri de pian. O demonstrație acești tineri de mare virtuozitate, ceea ce ne îndreptățește să credem că România are viitor în cultură, în muzică mai ales. Programul a cuprins bijuterii muzicale din repertoriul românesc și universal și compoziții personale ale tinerilor muzicieni, dintre care s-a remarcat Tamiovesa Nakajima, tânăr muzician și compozitor dintr-o familie mixtă româno-japoneză. Recitalul face parte dintr-un mini-turneu, acesta fiind prezentat și la Casa Memorială George Enescu din Sinaia.